Mii de români folosesc aplicațiile medicale care permit monitorizarea de la distanța funcțiilor vitale sau care îi trimit direct la farmacia unde își pot găsi tratamentul prescris. O astfel de aplicație creată pentru pacienții care au nevoie de recuperare cardiacă funcționează deja la Spitalul Bagdazar Arsenii din capitală și s-ar putea extinde și la Iași. Nu este însă singura platformă pentru pacienți. Sunt aplicații ce permit chiar și stocarea online a datelor medicale, inclusiv a investigațiilor și analizelor din trecut. Aplicația dedicată pacienților care au nevoie de recuperare cardiacă a fost gândită de medicul Ștefan Busnatu de la Spitalul Bagdazar Arsenii și a fost dezvoltată cu ajutorul unui grup de specialiști. 50 de pacienți sunt deja înrolați în această platformă care permite monitorizarea de la distanță a frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale. Ne facilitează, prin interfațarea cu telefonul mobil, ne facilitează o comunicare directă cu medicul de la distanță, astfel încât, plecând cu recomandările spitalizare, lucrurile sunt personalizate progresiv, cu indicații de activitate fizică personalizate, indicații de adaptare a medicației, a terapiei și consiliere psihologică, dacă este cazul. Aplicația este accesată de pacienții care au fost tratați la Spitalul Bagdazar Arsenii din capitală. Aplicația are o serie de praguri de notificare automată în condițiile în care sunt depășite anumite limite de frecvență cardiacă, adică de bătăi cardiace, și totodată există și posibilitatea ca pacientul să-i notifice în mod specific în cazul unei simptomatologii personalul medical. Și cei care au nevoie urgent de un medicament au la dispoziție o aplicație online. Pe telefonul mobil, pacientul poate să găsească sau să-i fie arătate care sunt farmaciile din jurul lui care au în stoc medicamentele care au fost prescrise. Astfel încât nu trebuie să mai alerge prin 2, 3, 4 farmacii. Iar cei care au nevoie urgente de istoricul medical au la îndemână o aplicație care stochează astfel de informații. Fiecare dintre noi își poate stoca informațiile medicale, poate urca rezultate medicale, tot felul de documente și tot din aplicație poate da pe niveluri de acces. Cu ajutorul unei brățări, cu cod QR, pe care o putem purta, dacă avem o problemă și vine ambulanța, ei pot scana și pot vedea dacă există anumite probleme. Potrivit Eurostat, românii se numără printre cetățenii europeni care nu au acces la serviciile medicale atunci când au nevoie. Cele mai expuse sunt persoanele aflate în risc de sărăcie.